Obișnuiesc în ultimul timp să rog pe Domnul să-mi dea titlul mesajului exact din text, să fie biblic. Ei vor fi ai mei și îmi place foarte mult expresia englezească, they will be my treasure possession. Nu știu să traduc, Cristi, sau cei care... Poftim? Comoara mea. Ei vor fi comoara mea. Comoara pe care o posed. Comoara pe care eu o am, o posed. Mulțumesc, mulțumesc. Ei vor fi comoara mea. Wow! Ce perspectivă extraordinară! E interesant să faci parte din anturajul oamenilor mari. Unii dau din coate să ajungă în grupul de influență al președinților, al regilor, al oamenilor care conduc, care stăpânesc. Și am trăit acum, weekendul trecut, tragedia democrației din România. Câți oameni s-au înghesuit să ajungă în grupul acela, între ghilimele, select, numit Parlament, și ca la noi, la nimeni. S-au plătit prețuri extraordinare, oameni care n-au ce căuta nici în niciun fel de organizație, penali, cu dosare la tribunal, s-au înghesuit să fie și ei acolo. Suntem foarte originali și asta e caracteristic nu numai românilor, e caracteristic rasei umane, că ne place să ne înghesuim, să ajungem sus, să călcăm pe cadavre. Nicolae Filimon a scris un roman, Ciocoi vechi și noi. Nu-i nimic nou în lumea asta, totul e vechi. Eclesiastul spune nimic, nu-i nou sub soare. Ce-a fost va mai fi. Firea umană, începând din grădina Edenului și cât va fi soarele pe cer, este coruptă, ruptă, coruptă. Și asta caracterizează rasa umană. Dar în această seară Dumnezeu ne spune că este gata să ne ia în anturajul Lui. Cel mai înalt anturaj posibil din universul acesta. Aleluia! Să faci parte din grupul care se va întâlni cu Dumnezeu într-o zi. Să faci parte din cei aleși de Dumnezeu, cei care vor fi ce are El mai prețios, comoara, tezaurul. Asta e posesiunea Lui. Aici scrie, am găsit în pe internet, la imagini, poporul, oamenii sunt tezaurul lui Dumnezeu, adică noi suntem tezaurul lui Dumnezeu. Iar în imaginea aceasta cineva a scris pe nisipul de pe plaja oceanului, You are God's treasure, voi sunteți tezaurul, comoara lui Dumnezeu. Ce extraordinar! Acum parcă nu vedem, acum parcă ni se întâmplă atâtea lucruri că întrebăm unde este Dumnezeu, unde este Dumnezeu? Zilele acestea am avut ocazia să vorbim cu o soră tânără în jur de 60 de ani. Soțul ei a plecat la Domnul brusc în 2 săptămâni, a fost director la Casa Betania de la Hațeg și ea era așa de dezdrobită și ne-a spus personal cu gura ei, plângând, zice, sunt împietrită, rugați-vă Domnului să mă despietrească. Zice, nu pot să înțeleg cum de timp a plecat și așa. Foarte greu, sunt situații în viața când cuvintele acestea ni se par străine. Cum să fim tezaurul, comoara lui Dumnezeu când ni se întâmplă atâtea lucruri? Chiar nouă care am crezut în El. Da, e adevărat. E adevărat, am încercat să-i spun că și la Iov în curte, într-o zi, au fost 10 sicrie. Și eu am spus, Domnul a dat, Domnul a luat. Și a avut demnitatea să rămână drept și în situații care nu le-a înțeles. Atunci nu le-a înțeles, le-a înțeles mai târziu. Ei vor fi ai mei. Într-o zi vom fi ai Lui. E o scenă de la răpire, de la venirea Domnului Iisus. Aici sunt mulțimile care vor merge în glorie, imaginate de un pictor creștin. Seria oameni care umblă cu Domnul este seria care cuprinde și mesajul acesta. Le știm mesajele, sunt oameni care trăiesc în sărbătoare, nu când îi bine, ci când sunt bătuți, când sunt în închisoare cu mâinile în cătușe, cu picioarele în butuci,
Ei sunt invincibili, nici focul, nici groapa cu lei nu-i poate opri. Ei sunt cu adevărat liberi pentru că au primit libertatea de la Dumnezeu. Ei sunt protejați de legea lui Dumnezeu pentru că o cunosc, o aplică și o răspândesc. Ei sunt oameni care fac diferență acolo unde trăiesc, sunt diferiți. Ei sunt oameni care și atunci când sunt pe grămada de gunoi și trăiesc tragedia lui Iov, rămân credincioși, așa cum am spus. Ei sunt oameni cu fața întoarsă spre Domnul, oameni care îl înțeleg pe Domnul, care îl caută pe Domnul, care umblă cu Domnul. Am văzut cum arată și familia care umblă cu Domnul și am văzut joia trecută cum arată poporul, națiunea. Binecuvântat este poporul a cărui Dumnezeu este Domnul. Toți cei care umblă cu Domnul într-o zi vor fi ai Lui, vor fi ai Lui și El spune de acum, ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cu mare milă un om de fiul său care îi slujește și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește. Ei vor fi ai mei. Mai spuneți odată cu mine. Ei vor fi ai mei. Și dacă ne gândim la noi, ar vrea să avem curajul să spunem, eu voi fi al Lui. Aleluia! Trebuie să fim siguri. Dacă nu suntem siguri, îi bai cu pocăința noastră. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu, spune Ioan, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața veșnică. Ei vor fi ai mei, dar eu, în dreptul meu, spun, eu voi fi ai Lui, al Lui. Pentru că sunt al Lui de aici, voi fi al Lui și acolo. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ajută-ne la aceasta. Deci, am văzut oamenii care umblă cu Domnul și haideți să vedem care sunt oamenii sau cum arată oamenii care vor fi ai Lui. Cum arată comoara sau din ce e alcătuită comoara lui Dumnezeu. Ei vor fi comoara pe care eu o posed. Cartea lui Maleahi este o carte foarte categorică. Are 4 capitole, dar cuvântul care se repetă de cele mai multe ori este cuvântul blestem. Este cuvântul blestem. Ultimul cuvânt al cărții Maleahi și al Vechiului Testament este cuvântul blestem. Ciudat, Dumnezeu vorbește despre blestem. A vorbit despre binecuvântare, dar a vorbit și despre blestem atunci când a dat legea. Și a spus, veți fi binecuvântați dacă veți împlini tot ce v-am pus înainte. Și poporul a spus lui Iosua, vom face tot ce ne-a spus Domnul. Dar nici prima generație aproape n-a reușit. Încă din prima generație poporul s-a lepădat de Domnul. Și a spus, dacă nu veți face ce v-am spus eu, cuvântul binecuvântare va fi înlocuit cu cuvântul blestem. Și în Maleahi, da, firul roșu al cărții este cuvântul blestem. Oamenii care vor fi comoara lui Dumnezeu sunt oamenii corecți, oamenii curați. În capitolul 1 se adresează celor ce trebuiau să aducă jertfe. Poporul, știți că legea pretindea să aducă jertfe. Și poporul aducea jertfe. Numai că atât de mult a degenerat relația oamenilor cu Dumnezeu, încât problema cu jertfele era doar una la nivelul minții. Nu mai era inimă deloc în ceea ce făceau ei. La Isaia spune, urăsc sărbătorile voastre. Când veniți să vă închinați, aveți mâinile mânjite de sânge. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Deci au ajuns într-o stare de degradare în relația lor cu Dumnezeu, încât Dumnezeu trebuie să spună, urmează blestemul. Ce făceau ei? Un fiu cinstește pe tatăl său, Maleahi 1, de la 6 la 8, și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine?
Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor, către voi preoților care nesocotiți numele meu, nesocotiți numele meu cu roșu și care ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate, bucate necurate. Și dacă ziceți, cu ce te-am spurcat? Prin faptul că ați zis, masa Domnului este de disprețuit. Și acum fiți atenți. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, bolnavă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului tău. Te va primi el bine pentru ea? Va ține el seama de ea? Zice Domnul oștirilor. Deci, primul lucru pe care Dumnezeu vrea să-l rezolve este relația poporului lui cu el. În vechiul legământ, relația poporului lui Dumnezeu cu el se manifesta prin sistemul de jertfe. Și am trecut cu citirea Bibliei din nou peste Numeri, Levitic, Deuteronom și parcă așa ca anul ăsta n-am înțeles niciodată cât de complicat era sistemul de jertfe. Păi trebuia să ai animale multe. Să ai iezi, să ai miei, să ai viței, să ai tauri, să ai, dacă nu, să ai porumbei sau turturele. Și dacă n-ai, să ai bani mulți. Și nu era de glumit. Pentru orice păcat, taie mielul, taie vițelul, dar nu orice miel. Nu orice miel. Unul fără cusur. O vită întreagă, ce ai mai bun în turmă. Nu era glumă. Și oamenii s-au obișnuit și au spus, hai că la Dumnezeu merge și cu mielul cu piciorul rupt, merge și cu vita bolnavă, merge și cu torturările cu aripa frântă. Până Dumnezeu le spune, stop! Stop, urmează blestemul. Oamenii trebuia să fie corecți sau curați, ei aduceau lucruri necurate. Știți care e cuvântul antonim al cuvântului corect? Este cuvântul corupt. 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 Ce înseamnă corupție? A se abate de la linia moralității, a corectitudinii sau a datoriei. A se perverti, a se deprava, a se strica. A face ca o idee, un fenomen social sau sentiment să-și piardă integritatea și puritatea. A se deforma. Așa erau oamenii din poporul lui Dumnezeu la care Dumnezeu le transmite mesajul prin Maleahi. Și Dumnezeu vrea să le spună, voi veți fi ai mei, dar nu în starea în care sunteți acum, când vă jucați cu relația cu mine, când aduceți surogate, surogate înseamnă înlocuitori. Nu bem cafea, că nu există, bem orz. Și știți cum era în România. Orz prăjit. Ăla era înlocuitor. N-am haine de piele, dar am una de mușama care seamănă cu pielea. Asta e înlocuitor, la câteva săptămâni se julește toată. Sunt din poporul lui Dumnezeu după nume, dar cu viața sunt departe. Și asta nu înseamnă să fii corect, ci înseamnă să fii corupt. Cineva m-a întrebat de mai multe ori, că de ce nu țin mesajul acesta duminica? Trebuie să-i spun, avem un sistem de slujire și așa s-a nimerit. Dar mă rog ca Domnul să pună pe inima pocăiților de aici. Și dacă începe cu mine și cu noi care suntem în seara asta aici, să vedeți ce se va întâmpla aici în continuare. Să ne păzească Dumnezeu să fim corupți în relația cu Dumnezeu. Acum noi nu mai aducem viței și nu mai aducem miei și nu mai aducem porumbei. Nu, în har lucrurile s-au schimbat. Noi, în relația cu Dumnezeu, trebuie să ne aducem prima dată pe noi înșine ca jertfă. Vă îndemn, fraților, pentru durerea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre
ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi o slujbă, în engleză spune o cuminte, o corectă slujbă duhovnicească. Asta e slujba care trebuie să o facem. Nu boi, nu viței, nu tauri, nu miei, nu nimic. Să mă aduc pe mine însumi. Și jertfa e timpul meu, e sănătatea mea, e libertatea mea, e casa mea, jertfa e mașina mea, jertfa reprezintă valorile materiale pe care Dumnezeu și financiare pe care Dumnezeu mi le-a dat. Tot ce am și tot ce sunt. Sunt lucrurile cu care Dumnezeu mă cheamă să-L slujesc. Ei vor fi ai mei. Care ei? Care vor avea o relație corectă cu mine. Oameni corecți, nu corupți. Nu corupți. Soția mea are o vorbă. Și mereu când auzim despre oameni care am crezut că sunt îngeri și aflăm că sunt demoni, ea întreabă, cine o mai fi în cer? Cine o mai fi în cer? E adevărat că și din poporul lui Dumnezeu doar o rămășiță, o rămășiță. Ei vor fi ai mei, dar mă întorc la mine și mă întreb și trebuie să-mi dau răspuns în seara aceasta. Eu voi fi al lui? Să se vadă în a ta viață din iubirea lui Iisus, ca să venim la fantasticul capitol 13 din 1 Corinteni. Fii scrisoare sfântă, scrisă chiar de mâna dulce a lui Iisus. Ai predat a tale daruri toate în mâna Domnului? Te-ai jertfit pe tine însuți în serviciul mielului? Poți să am credință să mut și munții? Poți să am toată știința? Poți să-mi dau trupul să fie ars? Totul e un lung șir de zero. N-are nicio valoare. Ceea ce dă valoare relației noastre cu Dumnezeu este ceea ce El are la dispoziție pentru noi. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Și cuvântul lui Dumnezeu la 1 Ioan 4:6 spune, Dumnezeu este dragoste, aleluia! Dacă El e dragoste și eu sunt a Lui, El toarnă în mine din ce e a Lui. Și asta nu rămâne ascuns, fraților. Ce am înăuntru, dau afară. E clar. Și cred că v-am mai spus că pe vremea răposatului unul din frații noștri a fost interceptat de poliție și de securitate, venea din misiune și l-a oprit și l-a întrebat, unde ai fost? În misiune. În misiune? Las că-ți arătăm noi misiune. La fratele era mare, mare de tot. Și unul lovea dintr-o parte și celălalt dintr-altă parte. Și când îl lovea unul, el striga, Haleluia! Și când lovea celălalt, striga, Haleluia! Și cu cât dădeau mai tare, el striga mai tare, Haleluia! Și ăștia s-au uitat, zice, măi, în tine e numai Haleluia. Păi, n-ai ce să dai afară decât ce e în tine. Dragilor, pare rău că trebuie să vă spun dumneavoastră care veniți joia la biserică. Noi nu facem prezență aici. Dar există cineva cu registru de prezență aici. Eu nu sunt aici pus să acuz pe cineva, fiecare viața nu-i ușoară, dar dintre a vrea și a sta acasă să fiu mai confortabil decât să vin la biserică, nu știu care cuvânt se potrivește, binecuvântare sau blestem. Ei vor fi ai mei, care ei? Nu cei corupți, ci cei corecți. Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, ei vor fi ai mei, care? Cei credincioși, faithful. După relația mea cu Dumnezeu, Dumnezeu mă testează la relația mea cu cei din casa mea. Cu cei din casa mea. Este un subiect de care nu vorbești cu plăcere.
Nu eu l-am pus aici. Și când cineva mă întreabă cu privire la relațiile din familie, ce sfat să le dau? De fiecare dată spun, eu nu am niciun sfat pentru voi. Nu vreau să vă dau sfatul meu. Vreau să vă dau sfatul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este cel care are ultima autoritate. Când sunt în regulă cu Dumnezeu, sunt în regulă și cu cei din casa mea. Dar care era problema? Problema pe vremea lui Maleah era că în familie era dezastru. În familie era dezastru. Păi nici n-are să fie altfel. Când unul dintre soți și-a stricat relația cu Dumnezeu, următorul pas este că strică relația cu partenerul de viață. Cu soția, cu copiii, cu soțul. Automat. Asta e regula. Și asta era situația în vremea aceea. Și dacă întrebați pentru ce, Dumnezeu îi acuză. Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Luați seama, dar în mintea voastră, și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Unde? În minte. Știți de unde pleacă totul? Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie. Nu zice Mihai Sârbu asta. Zice Domnul Dumnezeul lui Israel. Și pe cel ce-și acoperă haina cu sălnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. E o boală, pot să vă spun că este o boală în zilele care le trăim. Curvia la ordinea zilei, adulterul. În România lucrurile acestea au intrat și în poporul lui Dumnezeu. Că ai bărbat o casă, dar trebuie să ai și un drăguț. Și așa trăiesc, mai ales tinerii. Astăzi am urmărit emisiunea a fratelui Pat Robertson, 700 Club. Și la sfârșitul emisiunii de fiecare dată sunt întrebări și răspunsuri. Și astăzi a fost o întrebare. O tânără spunea că are un prieten, un boyfriend, și boyfriendul ăsta vrea să o țină de fraieră și vrea să trăiască cu ea așa, să aibă relationship. Și ea nu știe ce să facă. Și zice, am întrebat pe mama mea și mama mi-a spus, zice, ia Biblia și citește în Biblie și vezi ce spune Domnul, ce spune cuvântul Domnului. Dar nu era convinsă că Biblia îi dă soluția. Și a întrebat pe fratele Pat Robertson. Și fratele Pat Robertson, cumva l-am văzut că parcă s-a înfuriat așa. A spus, rupe relația cu omul ăsta. Ori te căsătorești legal, ori rupe relația cu omul ăsta. Ești ilicit în relația ta cu omul acesta. Ești ilicit. Antonimul cuvântului credincios, faithful, e cuvântul, credincioșie înseamnă fidelitate în contextul nostru. E cuvântul infidelitate. Și infidelitate înseamnă lipsă de fidelitate, de credință. Înseamnă nestatornicie în sentimente. Înseamnă încălcarea credinței conjugale. Înseamnă faptă care dovedește nestatornicie în dragoste. Acum, slavă Domnului că suntem aici. Și dacă un american te întreabă de câți ani ești căsătorit și îi spui de 38 de ani, să uită la tine și să uită urât, de 38 de ani cu aceeași nevastă, nu prea e în regulă în America la ceva. Da, de 38 de ani cu aceeași nevastă. Slavă Domnului! Amin. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea. Numai ce vreau să vă spun, m-a întrebat cineva odată, cum e cu asta? Am soțul acasă, dar mai sunt așa cu sentimente și împărțite. Și i-am spus ce spune Domnul Iisus. În har
în nou legământ. Domnul Iisus mută problema de la faptă la gând. De-aia spune, nu, în mintea voastră, luați seama în mintea voastră. Ați auzit că s-a zis, asta a fost. Dar eu vă spun. Și ce ne spune? În momentul în care ai gândit, în momentul în care, în mintea ta gândești la un alt partener de viață în afara partenerului cu care ai venit la altar, tu ești deja în afara voiei lui Dumnezeu. Avem familii divorțate și recăsătorie în biserici. Avem. V-am spus din nou, eu nu sunt aici să dau cu piatra nimeni. Eu cred că cei ce au ajuns să treacă pe aici au avut un moment când fie n-au avut niciodată o relație corectă cu Dumnezeu, fie relația aia s-a stricat. Știți, nu trebuie să vă mai spun că tramvaiul merge pe linie numai că te-ai legat la rețeaua din altă tensiune, atâta. Exact așa e și cu un om. Rămâne în voia lui Dumnezeu cât e legat la puterea și autoritatea lui Dumnezeu. Și atunci el merge bine și în plan orizontal. Să ne ferească Dumnezeu pe noi și copiii noștri. Ne rugăm pentru copiii noștri, pentru familiile tinere, să-i păzească Dumnezeu de curvie, de divorț, de adulter, de toate relele care sunt deja, este un nou normal în America. Când vrei să fii cinstit și corect și să trăiești în pace, tu nu mai ești în minoritate. Ceilalți spun că dețin adevărul. Ori să știți că diavolul, el nu ține cont de vârstă. Vine la tineri, vine la familie tineri, vine la cei mai în vârstă și vine și la noi la 60 de ani. Și mai așa. Te-ai uitat după o femeie, ai poftit-o în mintea ta. Deja ai păcătuit. Deja ai păcătuit. Acum Dumnezeu să ne cerceteze pe toți. Nu cred că este vreunul care merge cu soția de braț și se uită după alta și îi spune soția, I love you, dar mintea lui e cuplată la altă realitate. Dacă e așa, opriți-vă. Deja suntem în iad. Deja suntem în iad. Și ce ați trecut sau treceți pe aici? Verificați-vă din nou relația lui Dumnezeu, cu Dumnezeu. Deci e o ordine în Maliahii. Prima dată relația cu Dumnezeu, apoi relația cu cei din casa mea. Cât sunt în relație corectă cu Dumnezeu, sunt în relație corectă și cu cei din casa mea. Când lucrurile se schimbă pe verticală, se schimbă și pe orizontală. Întoarce-te de unde ai căzut, spune Domnul bisericilor din Apocalipsa. Ei vor fi ai mei. Care ei? Cei corecți? Cei credincioși. Urăsc despărțirea în căsătorie. Nu fiți necredincioși, ci credincioși este mesajul. Într-o lume coruptă, într-o lume infidelă, ar vrea să facem diferență. Să facem diferență în casa noastră, la locul de muncă, la școala în care învățăm, în strada în care locuim și în adunare, dacă se poate. Să fim toți una și să facem diferență. Ei vor fi ai mei? Care ei? Cei care sunt cinstiți. Care-i antonimul cuvântului cinstit? Necinstit. Necinstit. Înșelător. Se cade să mă înșel un om, să înșel un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Dumnezeu e direct. Dar voi întrebați, atâta erau de insensibili încât credeau că Dumnezeu e greșit, nu ei. Cu ce te-am înșelat? Păi cu ce? Cu zeciuierile și cu darurile de mâncare. Și apoi vine sentința. Sunteți blestemați. Câtă vreme căutați să mă înșelați, tot poporul în întregime. Dar ce să facem? Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuierile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare.
Astăzi cineva mi-a scris din țară foarte pornit pe... Avem trei creștini care sunt în Parlamentul României. E un frate de aici, din America, Mircea Lubanovici, este un frate din Timișoara, fratele Benone Ardineanu, senator, și o soră de la Oradea, sora Maria Chirecheș, numai trei. Și eu am scris un mesaj pentru cei trei. Zic, știu în ce lume trăiți și aș vrea să fiți ca cei trei tineri din Babilon, să nu faceți compromis. Și un tăr îmi scrie foarte pornit, că vai de noi, că cu politica, că suntem așa, că am ajuns să folosim amvoanele bisericilor și nu știu ce și multe. Și l-am lăsat și i-am răspuns frumos, zic, și eu gândesc ca tine. Și poate că creștinii care ajung acolo nu și-au făcut datoria pe deplin, dar vreau să spun care e soluția lui Dumnezeu. Soluția lui Dumnezeu este la 2 Cronici 7 cu 14. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va ruga, se va smeri, își va mărturisi păcatul, se va întoarce de la faptele lui rele, atunci eu voi vindeca țara. Zic, vreau să te întreb, noi am făcut asta ce ne cere Dumnezeu? Că nu Parlamentul rezolvă problemele din țară, nu guvernul. Dumnezeu rezolvă când? Când poporul lui face ce trebuie, amin. Asta e valabil și în România și în America. Și mi-a scris tânărul acesta înapoi, deja pe un alt ton. Și mi-a mulțumit. Da, sunt corupți politicienii. Și așa numiți creștini sunt corupți, unii dintre ei. Dar ce-am făcut eu ca să nu fie corupt omul ăla? Cât m-am rugat eu pentru el? Că nu-i ușor acolo. Îmi spunea fratele Dugulescu când era în Parlament. Zice, oamenii scurați, dacă îmi se pun pe scaunele alea sunt murdare. Și dacă nu ești atent, te murdărești. Vrei, nu vrei. Și aici era o problemă. Deci am văzut relațiile cu Dumnezeu, relațiile cu semenii din casa noastră și acum relațiile cu valorile materiale pe care Dumnezeu ne le-a încredințat. Întrebarea revine, noi ne facem partea noastră? Din cât ne dă Dumnezeu, cât îi dăm înapoi? Nu are nevoie de nimic. Toate sunt ale Lui. A Domnului pământul cu tot ce e pe El, spune psalmul. Toate sunt ale Lui. Dar vreau să mă verifice la capitolul acesta al recunoașterii, al recunoștinței. Din ce-mi dă El, îi dau înapoi măcar minimum ca să-i spun thank you, God, pentru tot ce-mi dai, pentru pâine, pentru sănătate, pentru putere de muncă, pentru geabă, cam geabă în America, pentru casă, pentru mașină. Aduceți unde? La casa visteriei mele toate zeciuielile. Nu vreau să facem un studiu despre dărnicie, nu. Știu atâta că în Epistola către Evrei Dumnezeu trage un semnal de alarmă. Să nu dați uitării. Ce? Binefacerea și dărnicia. Asta arată cât de mult sunt legat de valorile materiale. Dărnicia, mai spus-o și altă dată, este partea care trebuie să o aducem lui Dumnezeu la casa visteriei Lui. Dărnicia se aduce la templu. Și mi-aduc aminte când am fost în România ani de zile, în lunile care eram acolo, găseam o biserică la care ne dădeam partea de dărnicie. Dărnicia e una și binefacerea începe de la dărnicie încolo. În Noul Testament, Apostolul Pavel spune, în ziua întâia săptămânii, unde să aduceți? La casa Domnului. Tot la casa Domnului. Cât? Scrie. Unde? În predica de pe munte. Cine ține predica de pe munte? Domnul Iisus. Dacă neprihănirea voastră nu trece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor cu niciun chip, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Cu niciun chip. Haideți să ne verificăm și la capitolul acesta. Ei vor fi ai mei, care vor fi cinstiți, nu necinstiți, care vor fi corecți, nu care înșală.
ce înseamnă înșelăciune, necinste, să duci în eroare, să induci în eroare. Pe casier poți, pe păstor poți, dar nu pe Dumnezeu. Să abuzezi de buna credință a cuiva. Să amăgești pe cineva. Să excrochezi sau să fraudezi pe cineva. Ei vor fi ai mei. Dacă vor fi cinstiți și față de valorile materiale. Vor fi ai mei. Vor fi ai mei atunci când vor fi corecți, când vor aduce o jertfă curată. Cei mai buni din turmă. Vor fi ai mei când vor realiza prezența lui Dumnezeu și planul lui în ce privește viața de familie. Vor fi ai mei când vor fi onești, cinstiți, când nu mă vor înșela în ce privește valorile materiale. Într-o zi se va face apelul și se vor citi numele și ar vrea atunci să nu lipsești de acolo. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum, acum, tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. E seara când să ne reevaluăm viața și să începem să umblăm cu Dumnezeu. E pentru ultima dată când ne amintim de versurile acestea. Cu Dumnezeu în fiecare zi, așa umbla Enoch în lumea veche, ca doi prieteni pribegind pereche și într-o zi călătorind mereu, el a ajuns în cer cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi, așa umbla în vremea lui și Noe. Și toți râdeau de el atunci în voie, dar n-au ajuns sub primul curcubeu decât cei ce umblau cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi așa umbla în Israel Ilie, îndeplinindu-și sfânta lui solie și un car de foc l-a dus ca pe un trofeu să umble și în cer cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi să fim și noi în lumea de țărână, la pieptul lui, mergând cu el de mână și într-o zi umblând așa mereu, ne vom trezi în cer cu Dumnezeu. Ei vor fi ai mei. Să nu lipsiți de acolo. Vă rog, sunt gelos, pentru că eu vă iubesc, dar mai mult ca mine ne iubește Domnul. Haideți să trăim în așa fel, încât atunci și acolo, să fim cu toți în glorie. Ne ridicăm și cu fratele Mircea Moț, cu voce tare, încheiem seara aceasta. Da, Doamne, Dumnezeul nostru, vrem să-ți mulțumim în această seară, pentru că suntem copiii tăi, suntem ai tăi. Îți mulțumim pentru că prin Domnul Iisus Hristos ne-ai răscumpărat, Doamne. Și îți mulțumim pentru că suntem un popor al tău. Dar în această seară, prin cuvântul tău, ne-ai cercetat, Doamne. Ca să ne verificăm fiecare, Doamne. Eu, frații și surorile mele, Doamne, dă-ne putere și lasă Duhul Tău cel Sfânt să continue să ne cerceteze, să vedem cum stăm vis-a-vis de relația cu Tine, cum suntem de corecți cu timpul, cu timpul care îl petrecem în studiu, aici, în casa Ta, Doamne. Apoi ne-ai cercetat, Doamne, să vedem care este relația noastră în cadrul familiei, Doamne. Te rog să ne curățești mintea, Doamne. Te rog să ne curățești inima, Doamne, și, într-adevăr, să fim plini de credință, credincioși, Doamne, soților, soțiilor, Doamne, copiilor, Doamne, cu care ne-ai binecuvântat. Și îți mulțumesc pentru că ne binecuvântezi cu servicii, cu slujbe, Doamne. Ajută-ne, Doamne, ca să fim și din acest punct de vedere, cinstiți, Doamne, cu binecuvântările materiale pe care ni le dai și să îți facem partea, să-ți dăm înapoi ceea ce Tu ne-ai dat, Doamne. Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru că continui să cercetezi biserica Ta de aici din loc, Doamne, și ajută-ne, Doamne, să fim în fiecare zi mai aproape de Tine, mai schimbați după voia Ta, după cuvântul Tău. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că ne-ai vorbit, Doamne, și ajută-ne să se vadă în viața noastră că am stat în prezența Ta și că ne-ai cercetat. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi astăzi și toată viața noastră. Amin. Amin.